Hai să vedem și cum s-a derulat noaptea, pentru că în timp ce câștigătorii au petrecut-o sărbătorind rezultatele exit poll-urilor, alți oameni au stat până în zori să numere voturi. Să vedem cum a decurs toată operațiunea. Buletinul de vot parcurge un drum lung din urnă până în baza de date a Biroului Electoral Central. Mai întâi, voturile sunt numărate la nivelul fiecărei secții, iar apoi sacii cu buletinele de vot sunt transportați la birouri de circumscripție electorală, sub supravegherea autorităților. Obositor, având în vedere comasarea alegerilor. Am închis secția de votare la ora 22. Practic n-am mai avut coadă de așteptare. Noi puteam lăsa alegătorii să voteze până la 23:59. N-a fost cazul. Și numărătoare efectiv, o să zic că în jur de ora 2:30, nu știu câte ceas acum, este ora, este 3. Numărătoarea nu a fost fără incidente. Pe listele celor care nu trebuiau să voteze, am avut 2, Polonia și Franța, am avut pe complementare și listă, la liste permanente, scria pentru alegătorii locali și pentru europarlamentari. Aici a fost o mică inadvertență. Ce trebuia să fie o procedură scurtă s-a transformat într-o noapte albă. În sectorul 6, la ora 5 dimineața, membrii secțiilor de votare încă așteptau la rând pentru a preda sacii cu buletine. Și în multe dintre secții, voturile nu erau încă numărate.